Bun găsit tuturor! În această săptămână, toate corpurile astrale au o influență echilibrată între bine și rău, cu excepția lunii care ne afectează puțin, vineri și sâmbătă. Ce sectoare de viață reacționează la predispoziția astrală pozitivă sau negativă pentru fiecare semn zodiacal, vedeți la horoscop. Berbec. Relația cu partenerul de viață va merge foarte bine. Asta dacă acasă toate problemele gospodării vor fi puse la punct, mai ales după creșterea veniturilor pe care le aduci în casă. În schimb toate aceste lucruri bune nu se vor mai întâmpla. Dacă banii câștigați de tine se vor duce pe petreceri sau alte distracții. Taur, vei putea face o faptă bună pentru care vei fi recompensat indirect în viitor. Cu mai multe drumuri scurte, poți ajuta pe cineva care are o problemă de sănătate. Nu o vei face? Nu vei fi nici tu ajutat în viitor când vei avea nevoie. În schimb un împrumut acordat unui coleg de muncă nu mai ajunge la tine. Gemeni, te vei bucura de apreciere și respect din partea cunoscuților. Iar totul se datorează relației pe care o ai cu partenerul de viață și voiajului de plăcere în care veți merge împreună. Dacă în schimb vei rămâne acasă, problemele căminului vor fi aproape imposibil de rezolvat, iar de supărare sănătatea ta va fi afectată. RAC. Vei înregistra creșteri ale posesiunilor tale materiale și financiare. Totul se datorează activității tale profesionale ireproșabile, dar și a sacrificiilor pe care ai fost dispus să le faci. Totuși, prin faptele rele față de cei din jurul tău, poți transforma câștigurile în pierderi prin activarea carmei tale negative. LEU. Obținerea unui împrumut plus alte conjuncturi favorabile pentru tine duc la creșterea preocupării tale de a obține rezultate excelente în plan profesional. Pe de altă parte, cei din jurul tău nu vor mai avea o părere prea bună despre tine dacă o problemă de sănătate netratată la timp îți va compromite succesul profesional. Fecioară, vei beneficia de conjuncturi favorabile de natură karmică, ce îți vor facilita participarea la o petrecere sau o excursie, mai exact vei avea câștiguri suplimentare neașteptate. Cu toate acestea, relația de cuplu nu va merge la fel de bine dacă te împrumuți de prea mulți bani sau nu-ți achizi datoriile. Balanță. Vei primi o veste bună despre sprijinul care îți va fi acordat în viitor de către persoane cărora vei reuși să le câștigi încrederea. Și mai afli ceva de bine despre partenerul tău de cuplu. Dincolo de asta, distracțiile nu vor merge la fel de bine, deoarece vei plăti pentru anumite fapte rele din trecut când nu ai permis cuiva să se distreze. Scorpion, dacă vei avea grijă de starea ta de sănătate și vei avea o activitate profesională ireproșabilă, totul se va răsfrânge asupra bunului mers al căminului familial. În altă ordine de idei, dacă vei înregistra un eșec într-un alt domeniu, vei avea inspirată ideea de a te răzbuna pe partenerul de cuplu, dar vei plăti mai târziu în viață pentru acest rău nejustificat. Săgetător un succes pe care îl vei obține cu ajutorul nemijlocit al partenerului de viață va debloca anumite consecințe benefice ale karmei tale pozitive și te vei bucura de mai multe conjuncturi avantajoase. În alt plan de viață vei primi o veste deloc bună în legătură cu un membru al familiei care te va aduce într-o situație dificilă. Capricorn. Vei obține mai multe documente și aprobări pentru un credit sau vei reuși să te împrumuți de o sumă necesară plecării tale într-un voiaj de plăcere. Cu toate acestea, dacă vei pleca în excursie împreună cu partenerul de viață, ai grijă celăși în priza de curent la plecarea de acasă pentru a evita surprize la întoarcere. Vărsător Un proiect ce privește căminul tău familial va fi pus în practică și finalizat și vei avea mari satisfacții pentru aceste realizări din cadrul casei împreună cu întreaga familie. Pe de altă parte, vei primi o veste nu prea bună în legătură cu sănătatea ta, iar dacă vei neglija problema, vei declanșa consecințe nefaste de natură karmică. Pești, te vei bucura de o stare bună de sănătate urmarea faptului că vei obține aprobarea unui credit. Această realizare de moment îți va da energia necesară pentru acțiunile tale planificate în viitor. În al plan, lipsa de susținere de la cei din jurul tău, într-un proiect la care tu ții foarte mult, se transformă într-un eșec. Dar totul este, de fapt, o lecție a destinului referitoare la dorințe egoiste. Și nu uitați: soarta omului este mereu în mâinile lui. Asta dacă nu-și dorește ce nu poate avea.